Bine v-am găsit! Vă invit și astăzi să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitata mea se numește Caterina Bogatu. Vine din Germania, stă în România doar pentru 2 săptămâni. Venirea ei la jurnal este o experiență frumoasă cu Dumnezeu pe care suntem gata să vă relatăm. Pot să vă spun doar atât. L-a căutat 20 de ani pe Dumnezeu, iar acum, spune ea, știe cine e și se află la jurnal să împărtășească cu noi această frumoasă experiență de credință. Și vă mai spun încă ceva. Speranța TV a avut un rol acolo pe care Dumnezeu l-a valorificat, iar astăzi putem, așa cum spuneam, să ascultăm o poveste a ei cu Dumnezeu. Suntem gata, confortabil să o cunoaștem și, bineînțeles, să ascultăm această poveste frumoasă de viață și credință. Bine ai venit la Jurnal de Credință! Bine te-am găsit, dragă Beatriz! Îi salut cu drag și pe telespectatorii și ascultătorii de acasă. E o bucurie să mă aflu cu tine aici și cu echipa ta. Mă simt foarte bine. Și noi ne simțim bine cu tine, mai ales că spuneam că venirea ta din Germania a constituit în sine o experiență cu Dumnezeu. Pentru că... Hai să o spunem. Cum a fost nimic programat. N-a fost nimic programat. Acesta este esențial. Eu vin o dată pe an, încerc să vin o dată pe an să vizităm părinții și, ca de obicei, venim toamna în această perioadă. Am programat deja concediul de foarte mult timp și în această legătură pe care eu am cu Speranța TV și cu realizatorii acestei emisiuni, aveam deja o întâlnire stabilită cu pastorul Lucian Cristescu. Asta știam că va avea loc în concediul meu. Eram foarte entuziasmată și bucuroasă și îmi doream o discuție cu pastorul Lucian Cristescu și din această discuție am ajuns să vorbim la telefon și să planificăm, iată, un jurnal de credință. Da, da. De ce l-ai căutat pe pastorul Cristescu? Pentru că eu am fost și sunt, dar am fost în special într-o căutare neobosită a lui Dumnezeu. Pe aceasta se bazează, de fapt, și povestea mea de viață pe care vreau să-ți o povestesc ție. Abia aștept. Hai să începem. Da. De unde începem? Sunt 20 de ani de povestit și n-avem la dispoziție decât 45 de minute. Așadar, haide să începem. Începem din copilărie, începem de unde? Pentru o claritate a poveștii mele de viață, povestirii mele de viață pe care vreau să o relatez aici, și pentru o privire ca meta perspectivă și pentru a fi mai ușor de înțeles, vreau să încep cu 3 lecții de viață pe care eu le-am înțeles în acești 20 de ani și care structurează cumva povestea mea de viață, pentru a fi mai ușor înțeleasă. Primul mesaj pe care vreau să-l transmit telespectatorilor și ascultătorilor din cele 3 sună în felul următor. Nu obosi și nu renunța să-L cauți pe Dumnezeu până nu L-ai găsit. Acesta este punctul final. Să simți că L-ai găsit și în același timp nu renunța și nu căuta să-ți cauți drumul tău personal care să simți că este în armonie cu ceea ce vrea Dumnezeu. Al doilea mesaj este acela: stai liniștit. Dacă tu ai momente când ai obosit să-L cauți pe Dumnezeu, sau poate că deznădăjduiești, sau poate că ai renunțat pentru o perioadă de timp, Dumnezeu așteaptă. Așteaptă în tăcere, așteaptă cu răbdare și pregătește pentru tine permanent oportunități și ocazii prin care tu să fii motivat să repornești din nou acea căutare a Lui. Iar al treilea mesaj, odată ce simți că L-ai căutat pe Dumnezeu, și aici o chestie pe care tu o simți, îmi cer scuze, ce simți că L-ai găsit pe Dumnezeu și odată ce simți că ai găsit drumul care să fie în armonie cu ceea ce El își dorește,
Nu mai există drum de întoarcere. Este ca jocul, ca piesele de domino. Dumnezeu mută munții pentru tine. La Dumnezeu nu există, nu se poate. Atunci știi că orice ți-ai pus în plan, dar știi că este planul și planul Dumnezeu, nu vor exista uși închise și nu vor exista obstacole. Acestea sunt cele trei mesaje pe care eu vreau să le transmit, pe care eu le-am învățat în acești 20 de ani și pe care se bazează povestea mea de viață. Haideți să vedem momentele da. Prin care ai trecut și cum încet, încet au venit aceste lecții pe care le-ai învățat și iată, astăzi ești gata să le împărtășești cu noi. Da, copilăria. Provin într-o familie unde am trăit căldura, dragostea și siguranța. Suntem trei frați. Mama mea a fost și este mama perfectă. A ales să fie casnică pentru noi, să stea alături de noi, ne-a oferit căldura, dragostea și devotamentul pe care și acum îl resimt ca adult, ne-a oferit toată căldura și dragostea. Tatăl meu, o fire introvertită și prin prisma meseriei lui rece și retras, ne-a oferit siguranță. Simțeam că alături de tata, simțeam că dacă tata este prezent, nu are ce să mi se întâmple rău. În același timp, însă, familia mea nu s-a vorbit despre Dumnezeu. Dumnezeu nu a existat activ, nu s-a vorbit despre El. Cumva știam, simțeam că tata, nu neapărat că este ateu, dar nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu aveam o Biblie în casă, sau cel puțin nu știu să fi avut o Biblie în casă, deși noi citeam foarte mult. Tata avea o bibliotecă foarte generoasă. Dar îmi aduc aminte acum că găseam pliante care îl înfățișau pe Iisus, pe care eu le luam cu sete, le citeam și îmi aduc aminte, retrospectiv acum privind, că plângeam. Erau niște lacrimi de copil, lacrimi de bucurie frumoase, care îmi dădeau o stare de bine în același timp. Plângeam și spuneam: Iisus, vreau să te cunosc. Iisus, vreau să fiu cu tine. Deși eu nu știam cine e Iisus și nu știam cine este Dumnezeu, dar era acel foc și acel dor față de o persoană pe care nu o cunoșteam. E foarte interesant că lucrează Dumnezeu într-un context în care aparent nu poți să stimulezi și nu este stimulat interesul, curiozitatea pentru Iisus, pentru Dumnezeu. Exact. Totuși, Dumnezeu acolo în inimă a găsit un loc ușor și prin anumite mijloace, cum sunt niște banale pliante, să stârnească cel puțin întrebarea și dragul și dorul de a afla cine este. Da. Dar erai un copil. Da, foarte bine ai punctat. Așa s-a întâmplat. Sar acum la... ceea ce este într-adevăr acum, în acest moment important. Deci eu ca și copil am pornit acea căutare activă a lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că omul se naște... Orice om de pe acest pământ se naște cu nevoia, nu dorința, nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu, nevoia de a se conecta la divin, nevoia de a se conecta cu ceva superior. Puteți să o formulați în orice fel. Dar aceasta este, dacă vreți, cumva un mesaj lăsat prin ADN, o informație lăsată prin ADN de Adam și Eva. Legați-vă, relegați-vă de Dumnezeu, căutați-L pe Dumnezeu. Este un mesaj transmis prin ADN întregii omeniri. Această necesitate de a se conecta cu Dumnezeu, omul încearcă să o satisfacă conștient sau inconștient. Noi nu avem acum timp să ne ocupăm de partea inconștientă, căutarea inconștientă, la nivel inconștient al lui Dumnezeu. Și nici nu este relevant pentru povestea mea, pentru că eu am pornit o căutare conștientă. De aceea, primul meu instrument pe care l-am avut la îndemână, într-un mediu ortodox, ca să spun așa,
A fost să merg la biserică. Am vizitat foarte mulți ani Biserica Ortodoxă. Am crezut că l-am găsit pe Dumnezeu acolo. Am fost destul de activă. Am respectat ritualurile Bisericii Ortodoxe cu absolut tot ce înseamnă. Foarte mulți ani. Foarte mulți ani. Prea mulți ani, aș spune acum. Dar a făcut parte din procesul meu de formare. Poate că dacă n-ar fi durat atât, nu aș fi fost acum atât de convinsă că sunt pe drumul cel bun. Ce-a urmat. Așadar, mai întâi pliantele, apoi interesul pentru biserică și dorința de a satisface, de a umple golul acela. Exact. În formă de Dumnezeu. Exact. Ce-a urmat? Deci este evident că a fost o etapă exact. În viața ta. Și cum ai spus tu foarte bine, golul acela exista. Chiar dacă eu vizitam biserica și mă consideram într-un fel prin biserica ortodoxă legată de Dumnezeu, exista acel gol. Constatam din ce în ce mai des că ies de la slujbele de la biserică sau ies de la biserică cumva epuizată, cumva obosită, cumva nu eram satisfăcută, ceva îmi lipsea. Și ce a urmat? Dumnezeu a urmat ca Dumnezeu să îmi dea o oportunitate să-L cunosc. Și anume l-am cunoscut pe soțul meu. O poveste de dragoste. O poveste de dragoste. care durează de peste 20 de ani. Și pentru care îi sunt lui Dumnezeu recunoscătoare. Soțul care a venit la pachet cu ceva. Da. A venit la pachet cu mama lui. A venit la pachet cu mama lui. În momentul în care am intrat în familia lui, vizitam Biserica Ortodoxă în continuare, am aflat că mama lui este adventistă. L-am vizitat acasă, părinții lui au stat și stau în continuare într-o comună lângă București și am devenit curioasă. Mai ales am devenit curioasă pentru că am cunoscut-o pe mama lui ca și persoană. Dintotdeauna am avut această dorință de a cunoaște o persoană prin personalitatea și caracterul și comportamentul ei. Și am văzut că are ceva aparte. Am văzut că are o fermitate și o coloană vertebrală și o demnitate și o corectitudine care pentru mine au fost așa, un element wow, ce frumos, care m-a atras. Am zis, minunat. Socrul meu și el, un om foarte minunat și foarte cald. Dar el nu este adventist botezat. Soțul. Socrul meu. Socru. Așa. Prin soacra mea, prin această portiță, să spun așa, am început să fiu curioasă, am început să-mi placă ceea ce văd în comportamentul ei și am început să cochetez cu ideea să vizitez Biserica Adventistă. Am spus de ce nu. Pentru că se știe, cei care vizitează Biserica Ortodoxă, unde gândirea este foarte dihotomă, să spun așa, ai voie, nu ai voie, acolo nu ai voie, acolo ai voie. Și eu eram sub această mentalitate și această gândire. Nu am voie să merg acolo. Dar încetul cu încetul, văzând și luând exemplul și urmărind comportamentul soacrei mele și familiei soțului meu în general și automat și prin prisma soțului meu, pentru că și el a preluat foarte mult din atributele de personalitate din familia lui, am zis, nu, eu vreau să încerc, pentru că Dumnezeu trebuie să fie peste tot, iar dacă Dumnezeu nu este acolo, îmi va da de înțeles. Și am început să vizitez Biserica Adventistă. Am început să vizitez Biserica Adventistă, am aflat de postul Speranța TV. Asta se întâmpla acum câți ani? Asta se întâmpla prin anii 2002, 3, 4, 5, să spun așa. A durat la fel. M-am desprins de Biserica Ortodoxă, m-am hotărât, am spus da, Bisericii Adventiste, încă nu m-am botezat,
Pentru că am început un proces. Am început să îmi doresc să cunosc, să-L cunosc pe Dumnezeu prin prisma Bisericii Adventiste, prin prisma învățăturii promovate de biserică. Corect. O învățătură care te duce unde? La Biblie. La Biblie. N-am vrut să o spun eu. La Biblie. Am început să... N-am avut curaj să încep să citesc Biblia. De ce? Pentru că mi s-a părut așa o misiune foarte grea și istovitoare și fără început, fără sfârșit. Și am spus, singură nu voi reuși. Dar Dumnezeu mi-a dat de înțeles ce am de făcut și am început cu pasiune și cu devotament să urmăresc emisiunile Speranței TV încă de pe vremea când era emisiunea Vremea Întrebărilor, care este și acum, dar atunci realizată de pastorul Ioan Paicu și de pastorul Aron Moldovan. Așa este. Soțul meu urmărea și el împreună cu mine și am început să descoper Biblia și mesajul pe care Dumnezeu îl transmite prin Biblie și prin felul în care El se lasă cunoscut prin Biblie, prin Speranța TV, prin emisiunile de pe acest post și prin învățătura adventistă. Aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a folosit atât de multe mișloace între care și Speranța TV. Nouă realizatorilor, când întâlnim telespectatori și au o poveste în care simțim că și noi facem parte, da, e ceva aparte. Simțim că Dumnezeu dă cortina la o parte și spune curaj. Uite, lucrurile se întâmplă. Aici suntem într-un platou în care sunt camere de luat vederi, lumini, ecrane în care să vizualizăm ceea ce facem aici. Nu vedem exact concret ce se întâmplă. Venirea ta aici e și pentru noi o încurajare. Așadar, emisiunile de la Speranța TV, Biblia, Biserica, ce s-a întâmplat mai departe? Căutarea a continuat. Simțeam că sunt pe drumul cel bun, îmi plăcea. Însă a venit un moment în viața mea când am decis împreună cu soțul meu să ne mutăm în Germania. Ne-am mutat în Germania. Acolo nu am găsit o comunitate vorbitoare de limba română, adventistă. Iar eu am spus, a fost un moment de ruptură, nu am mai urmărit posturile Speranța TV, nu știu de ce. Cert este că a fost un moment de căutare a lui Dumnezeu pe alte piste. Eu locuiesc într-un sat din Germania și o comunitate vorbitoare de limba română este, dar aparținând altei organizații religioase. Și eu am spus, ok, voi merge acolo, până la urmă Dumnezeu este și acolo și îmi voi lua ceea ce voi avea eu nevoie. Am vizitat, nu regulat, recunosc, nu regulat, dar am vizitat acea organizație. L-am căutat pe Dumnezeu în continuare, fiind în paralel ocupată și cu integrarea noastră în Germania. Da, a fost un moment în care am început să-L caut pe Dumnezeu pe o pistă falsă. Mi-am dat seama că este o pistă falsă. Cum ți-ai dat seama de asta? Am simțit și aici vreau cumva să sensibilizez fiecare om să aibă încredere și să-și asculte propriul corp și propria minte, propriul suflet, să se cunoască pe sine însăși foarte bine, pentru că numai atunci poate să știe dacă ceea ce este venit din exterior aparține sieși sau aparține lui Dumnezeu sau nu. Iar eu am ascultat de vocea mea interioară, să spun așa, și evident, având deja cunoștințele din Biblie obținute prin acest studiu, prin Speranța TV, mi-am dat seama că există discordanțe care mie nu mi-au plăcut.
Am continuat să merg, am spus ok, aceste reguli care nu, mie nu-mi plac și nu mi se par că se potrivesc cu Dumnezeu, nu le respect până la urmă. Dar nu mi s-a părut că este corect și nu mi s-a părut că este ceea ce vrea Dumnezeu până la urmă, să merg doar cu jumătate de măsură. Și asta este foarte important. În momentul în care îl căutăm pe Dumnezeu, de aceea spun, caută-l până la capăt. Dumnezeu nu acceptă și nici tu nu ai voie să mergi cu jumătăți de măsură. Costă cât ar costa. Costă cât ar costa. Chiar dacă înseamnă 20 de ani. Chiar dacă înseamnă 20 de ani. Vei ajunge acolo. Vei ajunge. Așadar, nu te împlinea. Da. Era un alt fel de a asimila. Era ceva diferit de ceea ce citai în Biblie. Da. Și nu mă gândesc aici doar la ziua de închinare, probabil. Probabil că erau mult mai multe lucruri care da. Îți sărau în... Da. Și nu rezonau. Nu rezonau deloc. Deloc. Nu rezonau deloc. Ce s-a întâmplat mai departe? Sunt curioasă. Pentru că urmărim povestea ta, urmărim povestea lui Dumnezeu, vedem răbdarea cu care El lucrează, da. Libertatea cu care ne-a înzestrat să facem exact. Alegeri. Nu mi-ai spus că te-ai fi simțit penalizată sau că Dumnezeu ți-ar fi întors spatele sau că l-ai supărat. Îmi place atât de mult că nu există ideea aceasta, ci a faptului că El te-a lăsat liberă să încerci. Asta este capacitatea, trăsătura aceasta extraordinară a lui Dumnezeu, de a te lăsa liber și în același timp de a te lăsa cu Duhul Sfânt, exact ce spuneai, da. Să-ți asculți mintea, că Dumnezeu când va vorbi, va vorbi totuși prin mintea ta, exact. Va folosi mintea ta, dacă mintea ta a început un proces cu El prin Scriptură. N-ai cum să greșești, de-abia aștept să văd ce-a mai urmat. Stau așa cuibărită în fotoliul meu și sper că și acasă se întâmplă același lucru. Nici nu respir, pentru că chiar vreau să văd cum a lucrat Dumnezeu mai departe. Da, și este foarte important să spun. Noi acum cumva structurăm toți da. Acești, condensăm toți acești 20 de ani pentru că a ne încadra în această emisiune și a transmite un mesaj cât mai fidel. Dar a fost un proces la care Dumnezeu a asistat, cum ai spus tu, a asistat cu dragoste, cu răbdare și El mi-a lăsat mie până la urmă libertatea de a alege. De aceea eu nu m-am simțit în niciun fel penalizată, constrânsă sau, da, nu am avut niciun fel de disconfort în a-L căuta pe Dumnezeu. M-am simțit liberă să-L caut pe Dumnezeu în afara Bisericii Ortodoxe. M-am simțit liberă să-L caut pe Dumnezeu în afara, până la urmă, în afara organizației respective pe care eu am vizitat-o o perioadă destul de îndelungată. Nu, eu nu am simțit niciun disconfort. Eu am simțit că Dumnezeu vrea și mi-oferă oportunitățile. Evident că și omul trebuie să lucreze. Este ca într-o ședință de psihoterapie. Psihoterapeutul are știința, el știe, el poate te cunoaște mai bine ca pe tine, pentru că știe modelele de comportament, știe prognoza, să spun așa. El are deja soluții pentru tine, dar tu trebuie să muncești. Tu trebuie să te conectezi cu Dumnezeu activ, neobosit, neîncetat, ca să simți când ești pe drumul cel bun sau nu. Îmi place mult acest concept pe care îl trasezi, căutare activă. O căutare place, activă, nu are cum să fie altfel, dar Dumnezeu nu cred că vrea niște credincioși pasivi, pentru că Dumnezeu nu oferă pe tavă credința, eu așa consider. Dacă nu există emoție într-un om pentru Dumnezeu, atunci vorbim de o relație platonică, o relație exclusiv cognitivă, în unde nu are cum să existe dragoste. Eu așa văd lucrurile și este, repet, ca într-o ședință de psihoterapie. Nu ai cum să lucrezi mai cu cogniția omului, trebuie să lucrezi cu emoția lui ca să poți să provoci schimbări. Așa, iar cuvântul cheie este relație. O relație. O relație. Ce s-a întâmplat cu relația ta mai departe? Da. Relația mea... Am continuat să lucrez la relația mea cu Dumnezeu pentru că era foarte important pentru mine.
personal. Și în momentul în care, deci noi ne aflam în Germania, mi-am dat seama că nu sunt pe drumul cel bun. În paralel simțeam că nici nu fac ceea ce îmi doresc să fac. Am revenit la Speranța TV. Și acolo îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mijloacele acestea de comunicare și pentru site-ul minunat pe care l-are Speranța TV, pentru aplicația minunată, pentru că așa am repornit căutarea pe drumul cel corect. Și foarte multă disciplină, pentru că mi-am propus, a fost o decizie activă. Și familia mea poate să confirme acest lucru. Mi-am propus ca fiecare moment al timpului meu liber să-l petrec în mod conștient cu emisiunile Speranța TV, în sensul că îmi aleg singură, mi-aleg, ok, acum vreau să văd o emisiune despre Biblie, acum vreau să văd o emisiune despre rețete, acum vreau să văd o emisiune, simt nevoia să mă relaxez, o emisiune despre artă, despre muzică, despre povești de viață, eu fiind pasionată și fiind pe drumul psihoterapiei. Aleg în mod conștient și, de exemplu, îmi iau micul dejun, o jumătate de oră durează micul dejun la mine și acel timp noi suntem persoane dotate cu funcții superioare. Nu mă limitez numai în a mânca, ci și a savura mâncarea, evident, binecuvântarea aceasta lăsată de Dumnezeu, ci aleg să ascult ceva între timp, să învăț ceva nou. Și automat, la micul dejun, aleg să-mi pun o emisiune și ascult. Îmi aleg de pe aplicație, merg în arhivă, urmăresc emisiunea, astfel că ok, ca să continui firul. Sau eu acum studiez, studiez foarte mult, îmi iau pauze, mă recompensez cu pauze între calupurile de studiu. Cum mă recompensez? Cu o hrană bună, sănătoasă, plăcută sau cu o emisiune de pe Speranța TV? Speranța. Deci acesta este ritmul meu de viață, o disciplină foarte... foarte ok, care mie îmi face foarte bine și așa, prin această disciplină și prin acest studiu sistematic, aș putea spune, a tot ceea ce oferiți dumneavoastră, domeniile acestea pe care le oferiți, așa am ajuns să știu cine este Dumnezeu și să simt că știu cine este Dumnezeu. Acum ar trebui să spun o întrebare, dar sunt așa de fascinată de ce spui, încât pur și simplu am uitat să mă gândesc la o întrebare. Și asta este extraordinar, pentru că rar mi se întâmplă să pierd firul. Este evident că sunt foarte implicată în ce spui, tocmai pentru că povestești despre munca noastră pe care noi o desfășurăm aici cu drag și cu destul efort, însă întotdeauna simțim și noi suportul lui Dumnezeu. Și când ascultăm o asemenea poveste care pur și simplu ne face bine, vrem să stăm în ea și să auzim cât mai multe, pentru că nu auzim vorbindu-se despre noi. Ci ne place să ne uităm în ceea ce spui tu la Dumnezeu, la ce face Dumnezeu. Iată, prin munca nedesăvârșită a unor oameni, clar, nu suntem, dar uite cum lucrează El. Așadar, Speranța TV, hotărârea de a avea un program strict, sunt absolut fascinată și uimită în același timp. Atâta disciplină, poate ceva și de asta ești în Germania, ți se potrivește probabil ordinea asta nemțească, dar pe tine te ajută, practic te ajută să dezvolți relația. În ce sens o dezvolți? Ce a ieșit la suprafață? Da? Am aflat despre un program, să mergem cumva la consistența, ce aduce, exact ce ai aflat din aceste aplicații. Acestea au fost mijloacele pe care le-a folosit Dumnezeu. Care sunt însă informațiile? Da. Ce anume? Cum a crescut, să spunem, cunoștința de Dumnezeu? Și cum a ajutat această cunoștință și creșterea în relația ta cu Dumnezeu? Da, este o întrebare foarte bună. Mă obligă acum așa puțin să fac o mică reflecție. Ce m-a ajutat? M-a ajutat...
Adică cum îți vorbește Dumnezeu într-un anumit fel? Da. Sau sunt pur și simplu o hrană a minții? Cognitivă. Exact. Cum folosește? Ce se întâmplă? Tocmai. Cum lucrează? Dumnezeu a lucrat, cel puțin prin mesajul pe care eu l-am perceput prin munca dumneavoastră, i-am cunoscut latura, de fapt l-am cunoscut pe Dumnezeu ca fiind dragoste. L-am cunoscut pe Dumnezeu ca fiind dragoste și într-adevăr acesta a fost un moment wow pentru mine. Am căutat să-i aflu personalitatea lui Iisus. I-am aflat personalitatea lui Iisus. Care este? De exemplu, prin emisiunea Dincolo de Aparențe, toate episoadele le-am urmărit. Care este personalitatea lui Iisus? Da, are niște atribute care pe mine mă fascinează atât de mult încât eu le voi prelua în ședințele de psihoterapie pe care eu le voi avea. Iisus este un om demn, plin de iubire, plin de toleranță, dar în același timp, prin felul lui demn de a fi, reușește tot timpul să aibă o privire de ansamblu, o metaperspectivă. El când stă de vorbă cu omul, el nu se reduce sau nu își reduce mesajul la persoana respectivă, ci are întotdeauna capacitatea ca prin răspunsul pe care îl dă să acopere un spectru mare de nevoi și de necesități prin răspunsul lui unic, care poate fi scurt, o propoziție sau poate fi o frază. Ca fiecare om, că se află pe orice continent și în orice cultură, să-și extragă răspunsul său propriu, de care are nevoie în momentul existenței lui. Asta ai simțit că a făcut pentru tine Iisus? Da. Da, am descoperit dragostea, am descoperit cât de important... Cum ai descoperit dragostea lui Iisus? Cum am descoperit dragostea lui Iisus? În primul rând, urmărindu-i modul în care el a relaționat. Cu tine? Nu, la vremea lui. Deci eu am urmărit mesajul din Biblie, am urmărit lucrarea lui și modul lui de relaționare. Concret în timpul vieții sale. În timpul vieții sale m-a văzut să înțeleg exemplul dragostei. Și aceasta am încercat și eu să preiau într-un fel și am încercat să preiau și eu în modul meu de relaționare dragostea pe care o împărtășea Iisus, evident, la nivelul meu. Te gândești la un moment special când spui dragoste, când spui dragostea lui Iisus și raportat la experiența lui de viață, te gândești la ceva anume care te inspiră și care atunci când folosești dragoste te duci cu gândul exact acolo? Da, aș putea un moment din viața lui? Aș putea să-ți dau un exemplu mai degrabă la un anumit fel de relaționare care pe mine m-a marcat și care pe mine mie mi-a vorbit, să spun așa. Toleranța lui. Eu înainte, am o personalitate destul de puternică și în modul meu de relaționare aveam tendința și să fiu puțin exigentă cu persoanele care consideram că au altă părere, care nu se ridică la un anumit nivel al discuției pe care eu doream să o am sau conceptual, în fine. Această exigență care denotă de fapt o lipsă a dragostei, da? Până la urmă mi-am dat seama că prin exigența asta mea pe care o am sau prin felul ăsta al meu poate mai dure catalogat de prietenii și cercul meu de prieteni, mi-am dat seama că este de fapt o lipsă a dragostei. Eu mi-am dat seama că eu trebuie să-mi cultiv cumva capacitatea aceasta de a iubi oamenii din jurul meu și astfel încât să încerc și eu să preiau modelul lui Iisus, să fiu mai blândă, mai tolerantă, dar în același timp să am capacitatea să ofer direcții și orientare acolo unde este nevoie.
ce am mai învățat tot așa prin mesajul biblic și tot timpul conectat cu necesitățile mele, este omul trebuie permanent să-și pună semne de întrebare și să spună, ok, unde simt eu că scârție? Și la mine au fost câteva teme, două teme am avut care au scârțit și au scârțit tot timpul, așa, simțeam că îl iubesc pe Dumnezeu, simțeam că sunt pe drumul cel bun, cognitiv, referitor la aceste două teme, simțeam că, știam că este totul argumentat, corect, sincron dragostea cu Biblia. Dragostea ar fi o temă? Acum nu mă mai refer la dragoste, nu? Dar mă refer la două elemente pe care Dumnezeu și le dorește de la noi, dar care mie îmi scârțiau, nu mi se părea că sunt convinsă și emoțional. Și ce vreau eu acum să transmit este omul să nu se mulțumească prin a accepta numai cognitiv anumite aspecte pe care Dumnezeu le dorește de la noi. Și aici este și momentul legăturii cu pastorul Lucian Cristescu. Mi-a luat foarte mult, nu neapărat curaj, cât foarte mult timp să mă hotărăsc. Nu, eu trebuie până la urmă să aflu, să simt că este corect să respect ziua de sabat 100%, să simt cum să privesc această dumnezeire, Dumnezeu, Iisus, Sfântul Duh. Și am încercat la pastorul Lucian Cristescu și am spus, el sigur, Dumnezeu sigur va vorbi prin el, pentru că el m-a ajutat foarte mult, mi-a transmis foarte mult mesaj prin emisiunile lui și am simțit că acolo voi găsi răspunsul și am luat legătura cu dumnealui prin mail și stând de vorbă cu dumnealui, I-am spus că 99,9% sunt convinsă, dar este acel 0,1% care nu-mi dă pace să fiu emoțional convinsă de anumite, de ceea ce își dorește Dumnezeu. Și el m-a întrebat, ce este acel 0,1%? A fost o întrebare care și acum îmi răsună. Frumoasă, și bună întrebare. Îmi răsună. Ce este acest? Ce este acest 0,1%? Omul nu trebuie să se mulțumească, trebuie să se mulțumească doar cu 100% în ceea ce privește cunoașterea. Pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu, da. Și ai depistat ce era acel 0? Pot să spun că am depistat. Se poate spune sau nu? Da, se poate spune. Întrebarea pe care eu i-am adresat-o pastorului Cristescu și care pe mine m-a frământat de 20 de ani, de când o cunosc pe soacra mea și văd că respectă cu sfințenie sabatul, a fost ok. Sabatul, am înțeles. Porunca a patra, am înțeles scopul ei, da? A fost dorită această zi de Dumnezeu pentru a petrece un timp împreună cu el. Ok, cognitiv, înțeleg totul, este rațional, da? E ok, dar nu simt că aș greși dacă în ziua de sabat aș face altceva. Pentru că eu tot sunt cu Dumnezeu, tot îl iubesc pe Dumnezeu. De ce se poticnește Dumnezeu în această zi de sabat? Așa l-am întrebat pe pastorul Cristescu. Foarte dur. De ce? Și nu pot să spun decât că dumnealui mi-a oferit un răspuns de pe urma căruia nu am știut cum să îmi feresc privirea și nu am știut cum să-mi șterg lacrima de pe obraz. Pentru că am simțit că este o trăire mult prea intimă și mult prea personală între mine și Dumnezeu. Și am înțeles despre ce este vorba. Emoțional. Despre ce este vorba? Este vorba, așa am înțeles eu. Dumnezeu a lăsat această zi de sabat astfel încât eu privesc în felul următor. De vineri seară, Dumnezeu așteaptă, mă așteaptă. Ca să spun așa, ca să vorbesc tot metaforic, mă așteaptă cu o masă caldă și cu o masă bună. Mă așteaptă la masa lui să vin, să stăm de vorbă, să petrecem timp împreună și să reprospătăm relația noastră de dragoste săptămânal. Da?
Da. Deci aceasta înseamnă. Iar eu dacă nu aleg să nu merg, de vineri seară până sâmbătă seară, el stă cu masa pusă, metaforic vorbind, da? Stă cu masa caldă pusă și mă așteaptă pe scaun ca să vin să petrec timpul cu el. Iar eu dacă aleg să fac altceva, nu este un fel de trădare? Da? Așteaptă-mă că eu prefer să fac altceva. Iar acel moment în care eu am simțit acest lucru a fost un moment în care mi-am dat seama că Dumnezeu vorbește și Dumnezeu vrea ca eu să percep așa acest mesaj. Poate sunt, cu siguranță, sunt în momentul de față telespectatori care stau și se gândesc la ce spui. Se gândesc și la textul care spune că Iisus stă la ușa inimii tale și bate tot timpul, în toate zilele, în orice moment. El este oricum prezent, așa cum spuneai, oricum ești cu el. De ce să pui deoparte timpul acesta? Nu ai un răspuns mai bun decât că asta a fost ideea lui. Da. În primul rând, el a generat această idee. Pentru ziua de sabat. Da. N-am nimic de spus eu, nici tu și nimeni altcineva, iar Biblia ne arată clar. Da. Atunci înțelegi de ce timpul acela pe care El l-a creat atât de frumos pentru noi în ziua aceasta, este în ziua aceasta, nu înseamnă că în celelalte zile nu este cu noi, nu? Ci că în ziua aceasta este ceva aparte, pentru că El numește aparte. Da. Nu pentru că numim noi aparte. Da, Beatrice, dreptate și... Ce este aparte? Ai descoperit ce este atât de aparte în ideea asta a Lui, a Lui Dumnezeu până la urmă, că e ideea Lui, e... fixația Lui, nu? Da. Cu sabatul. Da. Știi, toți avem fixație. Dumnezeu are și El o fixație, să spunem. Când spune în porunca a patra, adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să o sfințești. Ce este atât de aparte? Înainte să-ți răspund la întrebarea aceasta, vreau să fac un prolog, să spun așa. Tu ai spus ceva foarte mare, care acum are, într-adevăr, are efect și va avea efect asupra mea. A fost ideea Lui. Este simplu. De ce trebuie să detaliem? Exact. Dar eu, ca și copil răsfățat, care beneficiază de dragostea părintelui și de libertatea părintelui, de ce? De ce să ascult neapărat? De ce la urmă să încerc altceva? Se rezumă la ascultare. Exact. Eu sunt un copil răsfățat, nu trebuie neapărat știu. La urmă, 0, de fapt asta este dorința noastră de a mai ține controlul la ceva. Exact, ascultarea crezând aceasta. Că dacă ne predăm în mâna lui Dumnezeu, se întâmplă ceva rău și că ne-ar lipsi ceva. Sau ni se fură ceva. Sau ni se fură libertate. Ceva. Iar acum revenind la întrebarea ta, ce este acest sabat până la urmă, zi spusă special de Dumnezeu pentru noi, este... În primul rând, un cadou oferit nouă, și asta am învățat tot din mesajul adventist, omul are senzația că, respectând această zi de sabat, trebuie să depună un efort special pentru acea săptămână. Este o misiune în plus, o sarcină în plus pe care o are de dezvoltat, de realizat. Dar nu, este un timp cadou oferit de Dumnezeu tocmai, și asta cred că tot de pastorul Lucian Cristescu a fost spus într-o emisiune, tot de oferit nouă cadou de care noi trebuie să ne bucurăm, să ne relaxăm. Este oferit pentru noi, pentru binele nostru, sufletesc, corporal, mental. Și de ce vrea Dumnezeu această pauză, să spun așa, săptămânală? Tocmai mesajul, esența, de fapt, este tocmai pentru a reîmprospăta și reconsolida relația cu Dumnezeu. Pentru că orice relație de dragoste se consolidează și cei doi parteneri prezenți în relație, relația trebuie să se consolidează prin timpul petrecut împreună. Cum altfel? Cum altfel? Este vorba de acest timp, o dată pe săptămână, în care eu, în mod conștient, în mod activ, îmi petrec o zi, mă așez la masa lui Dumnezeu, am o cină savuroasă cu El, am o discuție interesantă cu El, fac o reflexie împreună cu El a săptămânii, de ce nu?
De ce nu? Și mă rog, ok, hai să mai învățăm ceva astăzi, Doamne. Da? Deci este acest timp pe care dacă tu nu ți-l oferi, tu, Dumnezeu ți-l oferă, El te așteaptă. Dar dacă tu nu ți-l oferi, automat acea relație de dragoste, încetul cu încetul, se răcește. Ce mai povestim din acești 20 de ani? Cum ești acum? Da. Spuneam că odată ce l-ai găsit pe Dumnezeu și odată ce simți că ești pe drumul care este în armonie cu El, Dumnezeu va muta munții pentru tine. Asta face cu tine? O, da. Și mă rog uneori seara și spun, Doamne, ajută-mă să fac față. Dumnezeu îmi deschide atât de multe porți și atât de multe uși și face totul pentru mine posibil, astfel încât eu trebuie să fac față. De aceea poate că am ajuns să fiu și atât de disciplinată, pentru că dacă omul nu-și planifică, să spun așa, nu-și duce în mod conștient ziua, automat este supra-solicitat. Da, am 43 de ani, mulțumesc, și după o facultate în domeniul economic, am hotărât că la momentul respectiv că nu este meseria care îmi place și am făcut facultatea de psihologie, dorind să devin psihoterapeut în România, a venit mutarea în Germania. Acolo am devenit activă în mediul social, de asistență socială. Am ajuns după un studiu de master în coaching să am o funcție de conducere într-un lanț de asiluri de bătrâni, unde am condus două echipe pe partea de asistență socială și psihologică. Sună minunat, un serviciu foarte bine văzut, bine cotat, bine plătit, integrat în Germania. Am mers totul ca pe roate, cetățenia germană, este totul minunat, totul superb, însă nu era ceea ce mă mulțumea. Erau 8 ore pe care eu le petreceam, le consumam din viața mea pe zi, nefăcând ceea ce eu consideram că ar putea să fie puțin și din lucrarea lui Dumnezeu, pentru că eu asta mi-am dorit și îmi doresc în continuare ca cele 8 ore pe care eu le muncesc sau 6 ore să fie ceva care să contribuie în cea mai mică măsură, poate chiar. Sunt modestă, nu-mi doresc mult, dar cât de puțin, să știu că fac lucrarea lui Dumnezeu. Asta este dorința mea și astea sunt și aptitudinile mele. Evident, ține și de personalitatea fiecăruia. Să încep să pornesc un drum, să devin psihoterapeut în Germania, a fost pentru mine un gând care m-a speriat foarte tare, pentru că regulile sunt foarte stricte acolo. Impedimentul limbii l-am depășit, cunosc limba germană la perfecție, nu era nici cea mai mică problemă, deja am un master efectuat acolo. Dar toată nevoia acolo în Germania, după facultatea de psihologie, trebuie să ai un master în psihologie clinică ca apoi să devii psihoterapeut, să faci Ausbildungul de psihoterapie. Este ceva foarte greu. Eu cu o diplomă din străinătate, studiile sunt altfel acolo. În fine, a fost un gând imposibil pentru mine. În același timp disperam. Eu, în funcția mea de conducere din Germania, disperam, pentru că realizam că nu pot să ajung acolo unde îmi doresc. Știam că acolo trebuie să ajung și după mai mult de un an în care în fiecare seară pe genunchi mă rugam, Doamne, ajută-mă să-mi găsesc drumul. Eu te iubesc, eu te cunosc, eu vreau să fiu cu tine, dar nu sunt pe drumul meu, ceva nu este în regulă. Nu am obosit să mă rog, făcea parte deja din rugăciunea mea. Până când tot prin Dumnezeu, care a început să mute munții pentru mine, acum iar vorbesc metaforic, tocmai pentru ca să concentrez puțin mesajul. Da, am reușit să acum urmez acest master în psihologie clinică în Germania și nu este ușor, pentru că eu locuiesc în Bundesland Bayern. În Germania sunt foarte puține institute acreditate de stat care pot oferi acest master's în psihologie clinică obligatoriu. Și o școală pe care eu am găsit a fost în Hamburg.
Sunt 800 de kilometri distanță. Da. Dar Dumnezeu a mutat munții pentru mine. Da? Deci a mutat munții pentru mine. Iar eu acum sunt... Învăț foarte bine, am note foarte bune și sunt pe drumul meu de a deveni psihoterapeut specializat în Germania. Dar asta realizează Dumnezeu pentru mine, da? Deci, repet, eu trebuie doar să fac față, trebuie cu disciplină să fac față, să ajung acolo unde și Dumnezeu își dorește. Ce frumos netezește el cărările și felul în care el deschide ușile. În plan spiritual, ce-ți mai dorești? Ce mai urmează? O foarte bună întrebare. Această întrebare mi-a pus-o și pastorul Lucian Cristescu în discuția cu dumnealui. De acum câteva zile. De acum câteva zile, da. De sâmbătă, în ziua de sabat a fost. Sunt foarte hotărâtă să mă botez, în primul rând, aceasta este esența, să mă botez, să devin și eu adventistă, să, cum a spus și soacra mea zilele asta trecute. Asta n-o spui pentru emisiune. Nu, o spun, dar cred că se vede. Se vede, glumesc. Cum a spus-o și soacra mea, eu sunt mândră că țin sabatul, eu sunt mândră că sunt adventistă. Da, vreau și eu să fiu mândră să fiu adventistă. Asta este experiența religioasă pe care eu o fac în momentul acesta, pe care eu... Este o dinamică. Eu nu spun că l-am cunoscut acum, deși este foarte relevant acest mesaj pentru mine. Eu sunt totuși conștientă că relația pe care o am cu Dumnezeu este foarte dinamică și eu sunt bucuroasă ca un copil să-i aflu alte și alte fațete ale personalității lui Dumnezeu. Este o dinamică și eu vreau să mă las liberă și să trăiesc în această dinamică a relației cu Dumnezeu, dar prin Biserica Adventistă, pentru că eu simt că mă aflu acasă, simt că aici l-am găsit pe Dumnezeu acasă. Dumnezeu să te binecuvânteze și să-ți împlinească acele dorințe care sunt în armonie cu dorința lui. Sunt convinsă că drumul pe care tu îl parcurgi este un drum cu Dumnezeu, pentru că ne-ai spus, și îți doresc mult succes atât în viața personală, desigur și în viața de misiune, să intri în faptele mai dinainte pregătite de el. Asta este spectaculos, așa îmi place când știu treaba asta din Biblie, că Dumnezeu a pregătit mai dinainte pentru noi lucruri frumoase și spune, hai, intră în ele, vino! Îți doresc lucrul acesta, îl doresc mie, îl doresc telespectatorilor. A fost așa de plăcut să stau de vorbă cu tine și se încheie emisiunea și noi o să mai continuăm să povestim, să ne îmbrățișăm și să... Da. Să aducem slavă acestui Dumnezeu atât de minunat, care ne cucerește viața, care ne liniștește, ne dă pace, ne dă dragoste, ne învață iubirea. Da. Îți mulțumesc încă o dată, ești în sufletul meu deja și Dumnezeu cu tine mai departe. Îți mulțumesc și eu pentru aceste momente minunate pe care le-am petrecut. Dragii mei, aici se încheie emisiunea Jurnal de Credință de astăzi. Sufletul meu este plin, sunt convinsă că și al vostru. Ce frumos când îl urmărești pe Dumnezeu, când dorești să fii cu Dumnezeu, nu mai contează anii. Important este să dorești să crești și să fii alături de El. Iar El îți va arăta cine este. Nu așa a spus Caterina? 20 de ani l-am căutat pe Dumnezeu. Acum știu cine este. Așa să fie și pentru mine și pentru tine. Până săptămâna viitoare, numai bine vă doresc!